plin de elan și cu mult entuziasm, scăpat la microfon, subprefectul a început să le explice edililor și reprezentanților din primării ce au de făcut la alegerile locale. Organizarea și desfășurarea alegerilor locale. Am lucrat împreună mai bine de vreo 4-5 ani și consider că am acumulat împreună o experiență bogată în acest sens, încât la alegerile din acest an, 2012, să putem să desfășurăm toate activitățile prevăzute de lege și în planul calendaristic, în mod transparent, corect, legal. Discursul subprefectului nu a făcut altceva decât să-i plictisească pe cei din sală. Toți și-au găsit alte preocupări. Pentru a nu-l mai lăsa să vorbească singur, un reprezentant al prefecturii l-a recomandat celor prezenți să viziteze pagina de web a instituției. Deci toată această legislație este afișată pe site-ul instituției prefectului la secțiunea Alegeri Locale 2012. Tot pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, o să publicăm pe site-ul prefecturii și un material informativ împreună cu autoritatea electorală permanentă privind obligațiile care vă revin pentru alegerile locale. Din toată ședința, primarii au înțeles un singur lucru. Vor fi înglodați în datorii din cauza alegerilor și nu vor avea de unde să dea banii înapoi primiți ca împrumut de la prefectură. Aveți acești bani? Îi căutăm. Trebuie să-i căutăm, trebuie să-i găsim, trebuie să-i identificăm și atâta timp cât...